Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare. Vă prezint astăzi modul cum am realizat eu fișa de feedback semestrial la școala noastră. Accesăm aplicațiile Google, intrăm în Drive, unde inițiem un formular Google. Google Forms, îl vedeți aici. Dăm un titlu formularului și precizăm câteva informații despre obiectivul urmărit prin aplicarea acestui chestionar. Introducem prima întrebare, clasa în care este elevul. Pentru a putea alege clasa, am introdus toate clasele gimnaziale din școala noastră și prin opțiunea drop-down, elevul poate alege clasa în care este el. Întrebarea referitoare la disciplina pe care o predă profesorul, căruia îi oferă feedback, îl poate alege disciplina dintre cele introduse, tot cu ajutorul opțiunii drop-down, am introdus toate disciplinele de studiu din clasele gimnaziale. Introducem apoi numele profesorului și forma de prezentare este un text scurt. Apoi introducem întrebările, respectiv afirmațiile, referitoare la activitatea la clasă. Elevul va putea alege răspunsul dintr-o grilă de răspunsuri, dintr-o grilă cu răspunsuri la alegere. Observați, grilă cu răspunsuri multiple. Întrebarea era, în ce măsură ești de acord cu următoarele afirmații, fiind mai multe afirmații și mai multe opțiuni de răspuns la fiecare afirmație, introduc toate acestea sub forma acestei grile cu întrebări la alegere. Pe rânduri se găsesc afirmațiile și pe coloane punctajul acordat. Observați, pe coloană punctajul de la 1 la 5, și pe rânduri sunt acele afirmații care pot fi notate. Pentru a verifica în timpul creării formularului cum îl va vedea elevul, vom accesa opțiunea Preview din dreapta sus. Dacă nu ne place cum îl vede elevul, ne putem întoarce la activitatea de editare din spatele testului. Aceea de creare a testului. În felul acesta îl va vedea elevul nostru. Sunt în clasa și va alege clasa și așa mai departe. Observați cum vede elevul. Va bifa unul din punctaje, 2, 3, 4, 5, care crede de cuvință. Dacă elevul vrea să-și exprime opțiunea despre ce și-ar dori la o anumită disciplină, vom putea introduce un spațiu disponibil pentru un text mai lung. Deci afirmația este, mi-aș dori ca la această disciplină să... Și atunci elevul poate să scrie ce dorește la această disciplină. Am lăsat opțiunea un text mai lung. Poate un elev este mai creativ, are mai multe probleme de pus și să aibă spațiu. Dacă ar fi să-i spui profesorului un gând după acest semestru, care ar fi acesta? De asemenea, am lăsat ca răspuns un text mai lung. În acest semestru am fost prezent la și va putea să aleagă un singur răspuns din cele prezentate, 25%, 50%, 75% și peste 90% dintre ore. Sau din ore. Ne uităm din nou cum arată testul. Studiem modul cum elevul va vedea acest formular pentru a nu avea probleme în momentul în care îi dăm drumul către elevi. Așa îl vede elevul nostru. Tu
poate să bifeze răspunsurile și să trimită acest răspuns. Completăm un formular și îl trimitem pentru a vedea cum arată grila de răspunsuri. Deci facem un exercițiu, suntem acum un elev și dăm un răspuns. Observați cum arată răspunsurile. De data aceasta avem un singur elev. Cadrul didactic căruia îi acorzi feedback predă disciplina și am aici culoarea mov, violet, ceea ce înseamnă disciplina fizică. O regăsesc eu de aici. În ce măsură ești de acord cu următoarele afirmații despre activitatea la clasă? Și una dintre afirmații este: profesorul explică clar materia. Și aici se vede că am notat nota 4. Este un... Pe diagramă vedem aici culoarea verde, deci cu nota 4. Un alt răspuns pe care l-am dat: sarcinile de lucru la clasă sunt interesante. Și aici este nota 5, după cum se vede. Mi-aș dori ca la această disciplină să... Și răspunsul elevului a fost așa: să facem mai multe aplicații practice. Dacă ar fi să-i spun un gând profesorului după acest semestru, care ar fi acesta? Uitați ce a răspuns elevul nostru: îmi place la ora dumneavoastră. Toate răspunsurile se pot descărca sub forma unui fișier Excel din care vom putea selecta ce dorim noi pe rânduri, pe coloane, o să vedem. Se creează un fișier Excel căruia trebuie să-i găsim un loc, o destinație. Documentul Excel pe care îl vom crea se va putea salva unde decidem noi. Atenție, unde salvăm acest document. Setările pentru acest formular sunt foarte importante. Elevii au voie să completeze doar un răspuns sau mai multe. O să aleg mai multe răspunsuri, cu toate că pe fotografie vedeți că este bifat un singur răspuns. Eu o să aleg mai multe răspunsuri pentru că astfel elevii de la clasa A8, să spunem A8A, vor avea posibilitate să ofere feedback mai multor profesori. Elevii vor fi instruiți să nu dea mai multe răspunsuri pentru același profesor și credem în buna lor credință. Din documentul Excel, ce va rezulta după colectarea răspunsurilor, vom putea selecta răspunsurile doar pentru un anumit profesor sau pentru o anumită disciplină. Nu vom opta pentru autoevaluare, nu este necesar, deci elevul nu își va putea vedea un punctaj. Este foarte important, spuneam, unde salvăm acest fișier. Pentru aceea vă adaug aici un material pentru a studia unde se salvează fișierul Excel care se va forma, care va rezulta în urma aplicării chestiunii. Putem alege să vedem doar răspunsul adresat unui anumit profesor, accesând opțiunea individual. Aici voi vedea răspunsurile pentru profesorul 1. În continuare, văd răspunsurile pentru profesorul 2. Vă mulțumesc! Succes!